Salutare, prieteni! Ultima versiune de Android, Android 12, a fost lansată în această toamnă, dar ca de obicei, ceea ce prezintă Google și ceea ce primește utilizatorul în final sunt două chestii total diferite. Asta pentru că fiecare producător vine cu propria interfață, cu modificările și ajustările sale, iar Google Pixel-uri cu Android Stock nu găsești la toți în buzunare. Dar iată, Samsung-uri, Xiaomi-uri, Realme, Oppo, Huawei-uri au majoritatea. Astăzi vă arăt ce noutăți foarte tare găsim în One UI 4.0 deasupra lui Android 12, chestii despre care nu s-a vorbit și sunt foarte interesante, vă arăt cum poți să-ți optimizezi Samsung-ul pentru că el să lucreze mai rapid sau, din potrivă, să țină mai mult bateria. Și dacă o să vă placă astfel de episoade, și probleme facem și pentru alte interfețe, așa că să-i dă bătaie! O să pară straniu, dar mulți utilizatori cred că ceea ce văd ei pe ecranul Xiaomi-ului ori Samsung-ului lor este ceea ce prezintă Google de fapt. În realitate nu e așa, Google lansează Android-ul stock, îl pun pe smartphone-urile lor Pixel, iar de obicei, așa se întâmpla, peste vreo jumătate de an cel de vreme apărea și pe device-urile altor branduri. În acest an, dacă sincer, situația s-a schimbat spre bine. Android 12 s-a lansat la început de octombrie, iar după nicio lună, iată, pe un Galaxy S21, el este prezent. Evident, update-urile vin mai întâi la flagship-urile din ultimii 2 ani, după care până în vară ajung și la restul, iată aici o listă cu toate device-urile care urmează să primească noul Android 12. Apropo, eu la toate telefoanele, nu știu, îmi setez limba meniului în engleză, dar am văzut că la foarte mulți este în română. Pentru acest review am încercat să o pun și eu în română, mi este deocamdată greu să mă obișnuiesc, dar scrieți și voi mai jos în comentarii. În ce limbă este interfața telefonului vostru? Cea mai importantă schimbare vizuală e paleta de culori Smart care este și în Android 12 stock. Întreg aspectul interfeței voastre, inclusiv meniurile, iconițele și culorile, pot depinde de imaginea de fundal pe care o selectezi. După fiecare fundal selectat, alegi din paletele de culori propuse și asta se poate aplica pe iconițe. Ultima, după părerea mea, nu arată tare bine că puține iconițe sunt adaptate și la urmă primești un terci din diferite stiluri. Dar anume schimbarea culorilor interfeței e un touch așa plăcut care, zic eu, arată bine. Totodată Samsung a mai umblat pe la animații, iconițe, tare mă bucur că nu au preluat centrul de control cu butoanele alea imense de la Android 12, așa arată mult mai bine și mai practic. Widgeturile la fel au suferit ceva schimbări, practic toate sunt adaptate la colțurile rotunjite după noua linie de design. În general, Android-ul a cam pus capac pe widgeturi în ultimii ani până nu a apărut iOS-ul și a reamintit tuturor cât de comode sunt de fapt. Faza e că la Android ele sunt mult mai flexibile și mai utile, deci e bine că s-a reluat focusul asupra lor. Widgeturile nu mai stau toate la grămadă, fără a înțelege care și de unde e, sunt grupate frumușel pe aplicații. Eu, de exemplu, pe lângă widgetul vremii, mai am player-ul din Spotify, vreo două grupe pe Telegram, dar posibilități sunt tare multe. În lock screen au apărut noutăți care te fac să nu deblochezi telefonul pentru orice chestie. De pe Always On Display sau de pe ecranul de blocare, un dublu tap și vezi aici playerul, vremea, setezi alarma, toate astea le poți modifica, evident, mi se pare destul de tare. De exemplu, când vrei să înregistrezi pentru orice eventualitate un voice memo, 3 apăsări și deja înregistrarea e pornită. Este refăcut și meniul de sharing. În sfârșit poate fi customizat. Adesea nu apăreau aplicațiile de care aveai nevoie pentru a trimite ceva. Acum îți aranjezi totul după cum vrei. Și apropo, văicăreala interminabilă că uite, na, Android-ul nu are AirDrop. În primul rând, mulți nu știu, dar Android-urile încă din 2020 au funcția Nearby Share, a.k.a. trimitere în apropiere. Găsiți funcția sau în control centru sau la un search în setări. Este exact un AirDrop pentru Android-uri tare comod și tare simplu. Evident, se trezește vreunul care zice, păi da, dar cum să transmit la iPhone? Ia vedeți aici, Samsung mai are și serviciul Quick Share, făcut doar pentru Samsung-uri, ori dacă vrei, la orice poză apeși partajare prin QR, scanezi de pe iPhone sau oricare alt device codul și îți transmiți ce vrei tu. Dar dacă nici asta nu-ți convine, folosește, domnule, Telegram, îl transmiți și filme de 2 GB.
Să vă spun și de câteva noutăți foarte importante care îți fac mai rapid smartphone-ul sau dimpotrivă îl păstrează pe ani înainte. Dacă ai nevoie temporar de mai multă putere, mergi la meniul de întreținere, baterie, iar în mai multe setări găsești viteza de procesare și alegi ce nivel vrei sau găsești același punct în centrul de control. Asta va forța smartphone-ul dacă ai nevoie de un mic boost, dar totodată îl va descărca mai repede. Funcția, apropo, nu se aplică jocurilor, pentru ele există o opțiune aparte în Game Launcher. Exact în același meniu al bateriei poți, dimpotrivă, să îți protejezi bateria. După cum știm, ideal pentru oricare acumulator litiu-ion e să nu fie încărcat full de fiecare dată. Smartphone-urile din prezent au câte un fel de buffer pentru asta, dar dacă vrei o durată de viață și mai mare, poți bifa și opțiunea asta când nu ai nevoie de autonomie maximă. Deși nu văd mare sens dacă nu ții smartphone-ul mai mult de 3 ani. În general, meniul ăsta de întreținere, după cum vedeți, a suferit un redesign, e mai user-friendly, dar nu asta e cel mai important. Dacă intri în compartimentul RAM, pe lângă faptul că poți elibera memoria operativă, găsim o nouă funcție care se numește RAM Plus. Asta e un procedeu întâlnit în industrie cu numele de swap memory. Asta înseamnă că smartphone-ul poate utiliza o parte din memoria internă pe post de memorie RAM pentru a îmbunătăți performanțele. Și dacă la un Galaxy S21 care are minim 8 GB de RAM, asta nu e mare lucru. Pentru smartphone-uri mai de buget, un A52, un M52, asta ar trebui să ajute. Evident, nu-i ca și cum ai pune 4 GB de RAM fizici, dar oricum e mai bine decât nimic. Mare atenție s-a tras ca de obicei la confidențialitate, ăsta e trendul anului, toți au grijă ca nimeni să nu-ți citească datele, în afară de ei. Glumesc. Ideea acestui nou meniu de confidențialitate este că ai toate setările și statisticile într-un singur loc. Din dată poți să vezi care aplicații au acces la cameră, microfon, locație, când și de câte ori le-au accesat și tot de aici poți restricționa accesul dacă vreo aplicație își face de cap. Tot din acest compartiment poți șterge toate datele pe care le-a învățat dispozitivul despre tine. Schimbări interesante avem și în aplicații. De exemplu, în galerie, selectezi videourile și pozele care vrei, apeși crearea și poți face din ele un GIF, un video sau un colaj. Asta e tare util pentru Instagram, pentru Stories, de exemplu. Eu până acum utilizam aplicații adiționale, acum totul e integrat. Până acum opțiunea asta exista, dar nu erau atât de multe posibilități. Și pentru mamele care își pun emoji-uri pe fețele copiilor ca să nu-i deoache, este deja așa opțiune integrată. Dacă sunt din cei care utilizează tastiera stock de la Samsung, a primit și ea un tuning. Avem integrat deja serviciul Grammarly pentru a scrie corect nu doar ortografic, dar și gramatical. Dacă ea vede că un cuvânt nu se potrivește contextului, îți oferă sugestiile corecte. Uite, asta chiar e o funcție benefică dacă scrii într-o limbă străină. Plus, ai posibilitatea de a te conecta cu link-uri din YouTube, Spotify, Air, Emoji, mai pe scurt, chestii prea complicate pentru o tastieră, după părerea mea. Din alte schimbări minore, dar foarte comode, în aplicația camerei, fond conturile și meniurile sunt mai pronunțate. Acum, pentru a trece la camera zoom sau ultra-wide, totul este afișat clar în cifre, nu cu pictograme. Dacă scanezi un QR code, înainte de asta ai opțiunea de a vedea link-ul sau pur și simplu să-l copii. În aplicația Files, acum la fel ai un redesign și la fiecare fișier descărcat se vede din ce aplicație a venit. Asta la fel e tare comod. Pentru calendar putem imediat adăuga un event de pe pagina principală și pentru final să nu uităm de Easter Egg. Dacă apeși repetat pe versiunea de Android, apare ceasul ăsta care trebuie să-l rotiți exact la ora 12 și bam, primești explozie de cerculețe după tematica imaginii de fundal. În orice caz, prieteni, sper că v-a plăcut acest video. Eu am testat toate aceste funcții noi pe un Galaxy S21 obișnuit. Bug-uri nu am întâlnit, dar eu sunt sigur ele sunt o grămadă, așa că înainte de a face update-ul, poate mai trebuie să așteptați să mai apară un patch. Nu uitați să dați și un like pentru efort, să vă abonați la canal. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!